În urmă cu aproximativ 2 ani, se semna ordinul de începere a proiectelor de reabilitare de pe drumul județean 226A. În decembrie 2023, una dintre cele mai importante artere de circulație din județul Constanța a fost în sfârșit finalizată. Acest verbal de recepție. S-a lucrat pe o lungime de 13 km între cetatea Histria și Tarii Verde. Iar acest drum a fost făcut de la zero pentru că fundația a fost refăcută, suprastructura drumului a fost refăcută, s-a lucrat la poduri, la podețe, la rigole, la stații de autobuz, la trotoare. Această zonă este cu o încărcătură și istorică și economică extraordinar de importantă. Oamenii să nu aibă acele probleme de drumuri stricate, de drumuri înfundate. Și pentru alte artere de circulație județene, proiectele tehnice sunt în lucru și urmează să fie finalizate în curând. Săptămâna viitoare o să vă prezint, vom intra la finalizarea și aici unui coleg de-al dumneavoastră este drag traseul Cernavodă Ion Corvin, care va pune în valoare și această zonă. Am început să intrăm pe zonele care creează accesul și mobilitatea, nu neapărat urbană, dar și mobilitatea tuturor sferilor, sectoarelor economice. Vor mai fi și alte drumuri pe care le vom recepționa la terminarea lucrărilor, alte două drumuri, DG226, DG223. Sunt și alte proiecte de restaurare și reabilitare de drumuri în lucru. De exemplu, avem proiectul drumului județean 226A, începând de la această intersecție și până la A și B și până la Crucea, pe o lungime de 34 de kilometri. Pe măsură ce drumurile devin mai bune, oamenii se vor deplasa mai ușor, iar județul va deveni mai atractiv pentru vizitatori și investitori, susțin reprezentanții Consiliului Județean Constanța. Într-o săptămână jumătate terminăm și celălalt drum care are 40 de kilometri, DG226, Mihai Viteazu Corbu. A avut o valoare de 21 de milioane de euro acel drum, contribuția Consiliului Județean 440 de mii de euro. De asemenea, reprezentanții CJC au mai amintit de un alt drum care se află pe lista priorităților sale. Pentru drumul județean Mangalia Negru Vodă, da, este un drum de 30 de kilometri, iar acest contract vizează serviciile de DALI, la faza DALI și la faza de proiect tehnic, și este deja înscris pe lista de rezervă a finanțărilor ce vor veni pe program operațional regional. Contractul de finanțare are o valoare de peste 27 de milioane de lei, iar contribuția Consiliului Județean Constanța este de aproape 553 de mii de lei. Proiectul a fost realizat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, care sprijină financiar cu suma de aproape 24 de milioane de lei.